Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ucrainei în limba română. Săptămâna aceasta mi-a fost trimis un link de către un coleg din Ucraina, în care compania Rating, una dintre companiile sociologice consacrate, adică cu o experiență destul de vastă din Ucraina, a publicat datele unui sondaj de opinie pe care l-au realizat la finele anului 2020. De ce mi s-a părut mie interesant acest sondaj? Pentru că arată o schimbare în preferințele electoratului ucrainean în ceea ce privește formațiunile politice sau actorii politici în care au încredere mai mare sau mai mică, în funcție de modul în care aceștia s-au afirmat pe parcursul anului 2020. Desigur că opțiunea sau viziunea electoratului din Ucraina a fost transformată destul de mult de pandemia care a afectat țara de-a lungul anului 2020 și care continuă să afecteze. Dar de asemenea aici au fost un șir de evenimente interne, politice și nu neapărat politice, care au afectat opțiunile electoratului în ucrainean în favoarea unei formațiuni politice sau alte. Trebuie să începem cu faptul că în primul rând, electoratul ucrainean a realizat că acei actori politici care au venit la conducerea statului nu sunt atât de pregătiți pentru a își onora promisiunile din perioada campaniei electorale din iulie 2019. Și aici vorbim nu doar despre Zelenski și echipa sa, aici vorbim în general despre acei actori politici care au depășit pragul electoral și au ajuns în rada ucraineană. Chiar dacă aceștia anterior aveau experiența, aveau memoria istorică a participării la decizii politice, a participării la procese legislative. Practic, atât elita politică veche, cât și elita politică nouă, pentru că au apărut o serie de formațiuni politice noi, bat pasul pe loc și nu reușesc să avanseze în ceea ce privește cerințele pe care le-au formulat cetățenii, adică electoratul cu drept de vot din această țară. Amintim că la începutul anului 2020, în primele luni, Ucraina a trecut printr-o schimbare de lider al executivului de la Kiev. A plecat fostul premier și a venit domnul Șmigal, care practic nu este o prezență atât de vie în spațiul public. E mai degrabă o persoană care execută cu aproape exactitate de 100% indicațiile care îi se dau de mai sus, adică de cei care l-au numit în această funcție, fără să se întrevadă o prea mare personalitate care să influențeze foarte, foarte mult preferințele electoratului ucrainean. Aici totul este clar, avem o persoană care execută, avem o persoană care nu va ieși din cuvântul celor care l-au numit și l-au ales ulterior în această funcție. În continuare, o prezență destul de permanentă în spațiul public a rămas Volodymyr Zelenski, care s-a arătat a fi acel jandarm al Radei Ucrainene, mai exact a Partidului Slujitorul Poporului, și a tot apărut în fața colegilor săi de partid, adică a formațiunii politice care îl susțin, cât și în fața electoratului ucrainean, în același stil, puțin arogant, puțin îngăduitor cu presa din Ucraina sau cu reprezentanții societății civile. Și nu în ultimul rând, trebuie să spunem că sau să recunoaștem că într-adevăr pandemia și-a spus cuvântul și a afectat destul de mult capacitatea instituțiilor publice de a gestiona securitatea civilă, de a gestiona anumite procese economice sau politice într-o manieră care să producă într-adevăr beneficii pentru cetățenii din Ucraina. De fapt, toată regiunea a fost afectată în acest sens și Ucraina nu este deloc o excepție.
Dar mă voi opri la ratingul prezentat de către companiile sociologice și la rezultatele alegerilor, pentru că acele alegeri locale care s-au desfășurat în 25 octombrie pot să arate care este evoluția electoratului sau evoluția preferințelor electoratului ucrainean în ceea ce privește susținerea pe care o oferă unei formațiuni politice sau alte doar la scurt timp de la desfășurarea unor asemenea procese politice precum au fost aceste alegeri locale. Alegerile locale au fost foarte importante. De ce? Pentru că, în primul rând, ele au venit cu o schimbare a legislației și a codului electoral. Respectiv, au determinat și schimbarea comportamentului alegătorului, adică al cetățeanului cu drept de vot. Toate aceste alegeri locale au adus formațiuni politice locale în politica mare a Ucrainei, adică formațiuni politice care au apărut în regiuni și care au permis liderilor acestora să se evidențieze mai mult în topul preferințelor electoratului ucrainean. Aici vorbim deja de defunctul primar al orașului Kharkov, Chernes, care a decedat în luna decembrie în urma complicațiilor cauzate de COVID-19. Dar totuși, aceste formațiuni politice care au apărut la nivel local au început să fie acceptate ca actori politici, ca instituții care să poată să influențeze într-adevăr structura politicului din Ucraina. De asemenea, acest cod electoral a adus o schimbare în ceea ce privește necesitatea de a aduna semnături de la alegători, introducând pentru cei care au candidat pentru funcții diferite în consiliile locale sau în cadrul primăriilor, acelui gaj pe care trebuiau să-l depună în cadrul birourilor electorale locale. Asta s-a făcut cu scopul de a diminua impactul corupției la nivel local, adică de a elimina acele potențiale oportunități pentru cumpărarea semnăturilor de către cei care încercau să vină în cadrul unor instituții publice și să gestioneze resurse financiare din cadrul bugetelor locale. Bugete care nu sunt deloc de neglijat, ele sunt destul de mari, pentru că și Ucraina este o țară destul de mare și cu un număr mare de locuitori. Vreau să vă dau câteva date pe care le-am obținut sau le-a obținut mai bine zis Ucraina în urma organizării alegerilor locale din 25 octombrie. De exemplu, slujitorul poporului a obținut 17,59% din locurile în administrația publică locală. Pe locul 2 a ieșit Batьківщина cu 12,39%, deputații Platformei de Opoziție pentru Viață, o platformă cu viziuni proruse, au obținut 11,75%, un număr destul de mare de locuitori ai Ucrainei susțin în continuare această formațiune politică și ea nu scade în sondaje, ceea ce indică că viziunile proruse sunt în continuare alimentate de către diferiți actori politici care decid să se implice în viața politică de la Kiev. De asemenea, Solidaritatea Europeană, partidul lui Poroșenko, a luat 10,73% și practic și-a revenit puțin din agonia în care intrase în urma rezultatelor alegerilor prezidențiale din anul 2019, dar și anterior, adică faptul că a scăzut în rândul opțiunilor cetățenilor ucraineni. Deci mai sunt alte formațiuni politice care au reușit să adune un număr important de susținători pentru alegerile locale. Ulterior, aceste personalități care au ajuns în structurile autorităților locale vor
influența în mod direct rezultatele altor alegeri, pentru că ei vor obține la nivel local acea susținere care este necesară formațiunilor politice care i-a acceptat în calitate de candidați sau formațiuni politice care a apelat la serviciile lor pentru a-și menține notorietatea sau popularitatea în rândul cetățenilor ucraineni. Atunci când experții încearcă să analizeze rezultatele alegerilor locale, ei spun că cele mai mari câștiguri sau cele mai mari momente la care trebuie să atragem atenție sunt într-adevăr cele ale formațiunilor politice care s-au născut la nivel local și care au ajuns în politica mare din Ucraina. Tot experții atrag atenția asupra faptului că este important să vedem cine sunt liderii acestor formațiuni politice, ce orientare de politică externă promovează ei și care este viziunea despre modul în care Ucraina ar trebui să se dezvolte, pentru că de la nivel regional ar putea să influențeze procese politice mai mari. Revenind la sondaje, în primul rând vreau să menționez un sondaj al Centrului Razumkov, unul dintre cele mai bune think tank-uri din regiune, nu doar din Ucraina, organizat chiar după alegerile locale din 25 octombrie, mai exact în perioada 30 octombrie-5 noiembrie. Și atunci întrebarea centrală a sociologilor din Ucraina era următoarea: cu cine vor vota cetățenii ucraineni în cazul în care vor fi organizate noi alegeri parlamentare într-un timp cât mai apropiat. Și părerile au fost împărțite în următorul mod. Pentru slujitorul poporului ar fi votat în acea perioadă, adică la începutul lunii noiembrie, 19% din cei intervievați. Asta înseamnă că datele sunt destul de aproape în ceea ce privește opțiunile pentru această sau susținerea oferită acestei formațiuni politice, atât în cadrul alegerilor locale, cât și în cadrul alegerilor parlamentare. De asemenea, pentru solidaritatea europeană ar fi votat 13%, puțin mai mult decât a obținut solidaritatea europeană în cadrul alegerilor locale. Pentru partidul sau platforma de opoziție pentru viață, acea platformă prorusă sau cu viziune prorusă, ar fi votat 12% din cei intervievați. Pentru Batcovșina, partidul Iuliei Timoșenko, ar fi votat 6%, iar pentru Putere și Onoare, 3%. Pentru Svoboda, pentru că ne interesează această formațiune politică datorită viziunilor sale, ar fi votat 2,5%, iar pentru Vocea, partidul care a fost condus sau a fost inițiat de către renumitul muzician Vakarciuk, ar fi votat 2%. Vedem că rezultatele la o săptămână după alegerile locale erau cam aceleași pe care le-au oferit alegătorii ucraineni ca și susținere pentru formațiunile politice în eventualitatea unor alegeri parlamentare. Acum, este foarte important să venim și cu ultimul sondaj prezentat de compania Rating, despre care v-am și amintit și pentru care, de fapt, am decis să fac acest video. Pentru că aici lucrurile se schimbă ușor, ușor și vedem că pentru Partidul de Opoziție pentru Viață și-ar exprima preferințele 17,4% din alegătorii ucraineni. Adică vedem o creștere și o influență a acestei formațiuni politice la nivel de opinie publică națională. Revenind însă asupra rezultatelor sondajului de opinie, vreau să vă dau citire la cele mai importante rezultate ale acestuia, de fapt pentru cele mai importante formațiuni politice care ar putea să
ajungă în topul preferințelor ucrainenilor. Pentru slujitorul poporului, ar vota sau și-ar exprima susținerea 21,6%. Pentru platforma de opoziție pentru viață, 17,4% dintre alegătorii ucraineni. Pentru Solidaritatea Europeană, 14,5%. Pentru Batькоvщина, 10,9%. Pentru strategia ucraineană a lui Groisman, fostul premier ucrainean, 5,7%. Și aici trebuie să vă amintesc că în cadrul alegerilor parlamentare din iulie 2019, această formațiune politică nu a reușit să depășească pragul electoral. Pentru Partidul Radical ar vota 5,6%. Celelalte partide politice care au intrat în acest sondaj de opinie nu reușesc să acumuleze o susținere din partea electoratului care să le permită o eventuală depășire a pragului electoral pentru eventuale alegeri parlamentare. Aici avem Zamai Butne, care este de fapt o inițiativă politică formată din mai mulți reprezentanți independenți din Rada Ucraineană, adică deputați neafiliați. Svoboda, 3,2%, iar pentru Zamai Butne, 3,7%. Udara lui Klitschko are acumulat 3,1% și aici trebuie să amintesc un lucru foarte important, că Vitali Klitschko a reușit să obțină un al doilea mandat de primar al orașului Kiev, chiar dacă formațiunea politică pe care o conduce este nepopulară în rândul alegătorilor ucraineni la nivel național. Partidul Șarea a acumulat 2,9%, Vocea și Onoare și Putere ar acumula 2,8% fiecare și Patria Noastră 2,2%. Deci vedem care sunt opțiunile electoratului ucrainean, cum s-au schimbat acestea, cât de mult a scăzut în popularitate slujitorul poporului, pe fondul nu doar al pandemiei, dar și al acelor decizii care au fost luate de această formațiune politică în acea scurtă perioadă de la sfârșitul anului 2019 și începutul lui 2020, când încă nu se vorbea despre pandemie la nivel global. Și de asemenea, cum reușește să recâștige încrederea unei părți a electoratului, Partidul Solidaritate Europeană. Și scade foarte mult în opțiunile electoratului Vocea, acea formațiune politică care a reunit foarte mulți profesioniști și reprezentanți ai societății civile. Pentru mine îngrijorătoare și așa, un semnal de alarmă continuă să fie formațiunea politică platforma opoziției pentru viață, pentru că, după părerea mea, ei cresc în opțiunile electoratului ucrainean și aceasta ar putea să fie o problemă în ceea ce privește modul în care Ucraina va putea să își soluționeze cea mai mare problemă, și anume cea a integrității teritoriale, pentru că această platformă de opoziție optează pentru un alt tip de dialog cu Federația Rusă și lucrează foarte activ la nivel local pentru a convinge electoratul că ceea ce se întâmplă în Ucraina, de fapt, sau ceea ce este prezentat ca întâmplându-se în Ucraina nu constituie o realitate pe care dorește să o prezinte autoritatea publică centrală, iar vina este mai mult în interiorul Ucrainei decât în agresiunea externă a Federației Ruse. Mie mi s-au părut destul de interesante aceste date și mi s-a părut foarte important să vă arăt cum a evoluat în anul 2020, după cele mai importante evenimente politice, adică alegerile locale, viziunea și preferința electoratului ucrainean despre actorii politici care domină viața politică de la Kiev. Sper să ne revedem cât de curând. Până atunci, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube și să
Veniți cu un like și un share dacă vi s-au părut interesante și relevante pentru activitățile dumneavoastră analitice aceste cifre pe care vi le-am prezentat astăzi. Până la o nouă revenire, eu vă doresc să aveți o zi frumoasă și sper să ne reauzim cât mai curând.